Salutare și bine ai revenit pe canalul meu paraschiv.ro. Asta dacă ai mai fost pe aici. Dacă ești aici pentru prima oară, sper să rămâi. Așa că apasă butoanele alea de subscribe, share și like și fii la curent cu tot ceea ce fac. Ca să fii chiar primul care află atunci când am mai postat ceva, apasă și clopoțelul ăla mic de notify. Săptămâna asta vreau să vorbesc cu voi despre o chestie emblematică pentru fibra românească. Superstițiile. Din start vreau să vă spun că eu nu prea am avut treabă cu ele. În afară de alea celebre cu să-ți iasă pisica neagră în cale sau ăla cu găleata goală și o să-ți meargă tot timpul rău, altele nu prea știu. Dar am zis să fac un fel de research de asta online și să fiu și eu la curent cu ce superstiții mai umblă din gură în gură zilele astea prin țara mea de Baștină. Așa că mi-am luat frumos telefonul din dotare personală, am intrat pe internet, am dat un Google search, am găsit nu una, nu două, ci 600 de superstiții. Da, da, ați auzit bine, 600 de superstiții. Adică băiat, unii nu știu nici să numere până la 600 și unii au scris 600 de superstiții. În fine, nu o să vi le citesc pe toate, vă las în schimb linkul în descriere, așa că dacă aveți timp și doriți să vă informați și voi despre ce superstiții mai sunt la modă zilele astea, intrați acolo și dați și voi un țin. În fine, hai să mă apuc să citesc câteva dintre ele și am să încep cu una care are cât de cât legătură cu toată nebunia asta care se întâmplă zilele astea sau lunile astea în pandemie peste tot în lumea asta. Dacă te doare puternic capul din senin, caști continuu, fără să-ți fie somn, dacă îți curge sânge din nas sau ai stări de vomă fără motiv, dacă ți se congestionează fața, îți țiuie urechile și ai temperatură din senin, ai putea fi de ochiat. Eu m-aș fi gândit că ai COVID, adică sunt vreo câteva aici care sunt similare cu simptomele de la COVID. Bă, dar nu, nu e așa. S-ar putea să fii de ochiat. Nu știu câți dintre voi ați fost de ochiați vreodată. Mie nu mi s-a întâmplat, de ce să vă omit, eu sunt și urât și cine naiba să se uite la mine să mă și de ochi. Dar mă gândesc că sunt 11.000 de motive din cauza cărora ar putea să-ți țiuie urechile, să ai temperatură din senin. Cred că niciodată nu te aștepți să ai temperatură. Tot timpul temperatura vine din senin. Bine, nu temperatura, febra, că temperatura avem toți. Febra e mai rea când vine. Și dacă chiar ai toate chestiile astea, dacă te doare capul, dacă scurge sânge din nas, ți s-a ridicat temperatura la un nivel neconform cu ceea ce ar trebui să se întâmple, du-te la spital că ceva nu e în regulă cu tine și cel mai bine te poate trata un doctor. Nu că tanti Leana de la colț n-ar putea să te descânte, dar încearcă prima oară un doctor. Părerea mea. Următoarea e și mai macabră. Un copil născut într-o zi de marți 13 va trebui să poarte cu el un picior de iepure de la un iepure ucis la miezul nopții de un fermier sașiu. Dacă copilul va pierde piciorul de iepure, va muri. Mă gândesc că dacă asta s-ar întâmpla, băi, avea probleme foarte mari, pentru că la dracu, unde mai găsești un fermier în ziua de azi? Da, păi să mai fie și sașiu. Oricum, decât să rectifici, mai bine previi. Așa că, dacă poți, eu zic să schimbi data la cezariană, pe 12 sau pe 14, nu mai cauți iepuri, nu mai cauți fermieri, ai scăpat. Am găsit una și pe fashionism. Nu puneți pantoful stâng în piciorul drept sau invers. Aduce ghinion. Păi mă gândeam că n-ar trebui să pui pantoful stâng în piciorul drept sau piciorul stâng în pantoful drept, pentru că, la dracu, cum să mergi cu pantofi așa? N-ai cum, nu? Adică e aiurea și te împedici. Adică, na, dacă stau să mă gândesc acum, dacă te împedici, să o fi ghinion. Este semn rău dacă te încui pe din afară. Să mor tu că e semn rău că te încui pe din afară. Mă gândeam că aș fi vrut să stau pe din afară cu ușa de la casa mea încuiată ca să nu mai pot să intru. Na, semn rău că ce? Că mă apucă Alzheimer-ul sau că am uitat ciorba pe foc și friptura în cuptor și s-ar putea să-mi afoc casa. Aduce ghinion să nu-ți faci patul duminica. Deci nu știam de unde am eu atâta ghinion în viață. Bă, în primul rând nu știu dacă mi-am făcut patul vreodată în viața asta. Noroc cu mama când era mai mic și cu soția din prima căsătorie în perioada asta. Bă, da, duminica? Adică de ce duminica? Care e legătura? Nu înțeleg. Adică, e ok să nu ți-l faci sâmbăta? E ok să nu ți-l faci lunea, miercurea, joia și așa mai departe? Ce legătură are duminica? Acum, na, dacă o luăm pe superstiții, duminica ar trebui să fie zi de odihnă. Deci, cum facem? Ne contrazicem? Sau că-ți faci patul nu e considerat efort? Că la mine e. Dacă trei persoane se fotografiază împreună, cel din mijloc va muri primul. Ăștia au făcut o statistică. Dacă pisica îi spală fața cu laba, anunță musafiri. Păi și cu ce să-i spele fața? Își ia săpun, își ia șervețele de machiante. Cu ce să-i spele?
spele fața. Normal că o să-și spele pisica fața cu laba din dotare. Asta ce înseamnă? Că de fiecare dată când se spală pisica o să ai musafiri? Zic să nu-ți mai iei pisica atunci, nu? Sau o iei ca să te anunțe. Ca să știi când să faci curat prin casă. Aduce ghinion să omori o buburuză. Aduce noroc să găsești o buburuză. Bă, deci soluția e simplă. Ori o omori și după aia cauți alta, ori, dacă ai găsit-o și nu vrei noroc, o omori. Și să echilibrează situația. Glumesc, nu omorți buburuze. De fapt, nu omorți niciun insect. În afară de muște, țânțari, păduchi, purici. Nu știu cum se numesc, mă, de avem noi pe-n casă. Paianjeni. Semințele de mac sunt talisman de prosperitate. Purtatul permanent la tine atrage norocul la bani. Crezi și eu dacă le vinzi? Vederea unui șarpe este semn rău. Dacă ai un șarpe în casă, ferește-te de el. Nu pot, mă duc spre el, îl întreb, ce faci, bibilică? Cum dracu să nu mă ferești de el? Dar mai mi-ar de mie de ghinion, eu încerc să scap de șarpe, ești nebun, ai șarpele în casă. Wow. Soba lăsată goală aduce ghinion. Nu, boss, soba lăsată goală aduce frig. Femeile aflate la menstruație nu trebuie lăsate să vadă o căprioară în perioada menstruației. O căprioară, stai, ce, trebuie și căprioara să fie în perioada menstruației? Asta e ca aia, știi, când locuiești în casă cu altă femeie, când te sincronizezi la menstruație. Mamă. Dacă un copil mai mic de 40 de zile este lăsat singur în casă, trebuie așezate lângă el un cuțit, o ceapă și un usturoi. Păi îl faci bucătar? Singur în casă. Oricum, apropo de mămicuțe și bebeluși, că tot am făcut un vlog acum 2 săptămâni și mi-am tot luat hate pe baza lui, am de data asta și un sfat bun. Hăinuțele unui bebeluș nu trebuie niciodată agățate de un copac sălbatic, pentru că și copilul va deveni la rândul lui sălbatic. De mult n-am mai auzit un sfat atât de bun. Eu mă gândeam că ăia mici au și ei chestiile lor și din creștere o dau într-una în alta și na, unii devin mai răi decât alții. Dar acum am descoperit cauza. Deci încă o dată, nu agățați hăinuțile bebelușilor de tot soiul de copaci din ăștia sălbatici. Mult mai bine vă luați un grătar de la pe care îl puneți în sufragerie, puneți hainele pe el, se usucă și aia e. Nu vă mai iese copilul sălbatic. Dar na, astea sunt superstițiile pe care le-am găsit eu pentru voi săptămâna asta. Lăsați-mi în comentarii superstițiile cu care ați crescut sau de care ați auzit și hai să comentăm împreună pe baza lor. Căde, să ne mai distrăm și noi puțin în plină pandemie. Între timp, un share, un subscribe și un like chiar m-ar ajuta. Și în speranța că v-a plăcut și de data asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe data viitoare!